Azi vorbim răzvan despre un istoric din vremea lui Hadrian și anume Suetoniu care repet scrie în vremea lui Hadrian dar despre împărații de până la Domitian adică despre împărații din dinastiile precedente și este o viziune foarte critică asupra dinastiilor precedente. Or, nu trebuie uitat că Suetoniu scrie când scrie, mult mai târziu, și criticile lui uneori sunt fără îndoială excesive. Pentru că Suetoniu are un gust foarte marcat pentru cancan, pentru anecdote. Unori scabroase. Îi plac foarte mult anecdotele scabroase. Recunosc că eu de am citit cu atâta plăcere Suetoniu pentru tot felul de detalii porcoase din Suetoniu, însă ele nu trebuie luate ad literam. Nu, nu, unele nu sunt neapărat credibile. Da? Sunt tot felul de lucruri care se spuneau despre Cezar, de pildă, bărbatul tuturor femeilor și femeia tuturor bărbaților. Asta e o formulă pe care o găsim citată la Suetoniu, dar euh, evident man, că man. e genul de răutate care se spune despre adversarii politici da? sau că ar fi fost amantul uh, unui rege al bitiniei, uh, lucru care po fi adevărat, nu fie fi adevărat, dar în orice caz este genul de uh, mizerie care se spune uh, într-o lume politică foarte uh, competitivă și chiar brutală. Da? Deci uh, Suetoniu e un om care pleacă urechea la genul ăsta de uh, cancanuri, Acum, asta sigur că îi diminuează credibilitatea ca istoric, dar îl face foarte interesant din punct de vedere literar. El trebuie citit și din această perspectivă. Este un excelent scriitor, este extraordinar de plăcut la lectură tocmai răutăcismele lui sunt uh, pasionante, așa cum Argetoianu uh, în literatura română a secolului 20 este pasionant, asta nu înseamnă că tot ce povestește Argetoianu este exact așa cum povestește el, da? evident că deformează ori la Suetoniu avem de-a face cu un imens talent uh, literar, un simț pentru detaliile uh, picante, da? foarte dezvoltat. Uh, și, uh, într-un registru uh, mai serios, aș spune că la Suetoniu, totuși, avem o idee foarte importantă și anume patologia puterii absolute. Uh, dar uh, hai să le luăm pe rând. Uh. Da, uh, așa e și mie îmi se pare ideea centrală, exercitarea autorității imperiale. Cum o faci? Și nu-i lipsit de interes, cum deja ai spus, că el scrie în perioada Antoninilor. Adică, sigur, are și un uh, parcurs profesional uh, important, ajunge să se ocupe de corespondența imperială în timpul lui Hadrian, dar e activ și înainte în timpul lui Traian. Uh, și, bineînțeles, Antonini nu aveau interesul să-i glorifice pe predecesorilor, mai ales pe unii. Sigur, față de Octavian Augustus, arată respect de asta pentru da. că e Augustus. Și față nu? de Claudius. Da. Uh, și față și de, față de, Vespasian, de Titus, și Titus Vespasian, Domitianu. Uh, Acum, felul în care scrie Suetoniu este unul special, pentru că el scrie în primul și în primul rând biografii, dar nu sunt opere istorice așa cum ne așteptăm. Bun, nu sunt istorică la Tucidide, unde totul este foarte organizat, este foarte sobru, dar nici ca la Plutarh. Unde are Plutarh scrie vieți, dar are o componentă filozofică importantă, pune întrebări despre cauze, cum de-au ajuns unii bine și cum de-au ajuns unii rău. Ori la Suetoniu, interogația asta lipsește. Mai sunt doar fragmențele pe aici pe acolo. De exemplu, la Domitian spune că a ajuns așa rău pentru că uh, a crescut în sărăcie, pentru că a fost mă rog, a avut o copilărie grea și asta l-a dus. Uh, da, era uh. fratele mai puțin reușit. Da. Uh, dar, în general, nu este interesat de asta. Dar, E un principiu, cred totuși, comun la Plutar și la Suetoniu și anume, caracterul oamenilor nu se dezvăluie neapărat în evenimentele monumentale din biografiile lor. Sigur, se poate întâmpla, dar de multe ori un lucru minor este important. E da, o privire, o vorbă spusă, favourul. O, o, favorul. Da, care de fapt nu sunt mărunțișuri, da. ci sunt simptomatice pentru adevărata personalitate a celor 12 Cezari. Că, sigur, Suetone a mai scris și alte lucruri, unele ni s-au păstrat, unele nu, dar opera lui principală e cu cei 12 Cezari. Bun, de la Cezar până la Domitian. Da, însă e foarte important să nu fim pedanți Adică să nu recuzăm pe un autor ca Suetoniu Pentru că nu pune întrebări filozofice așa cum o face Plutar Sau pentru că nu este prea credibil din punct de vedere istoric Pentru că prea reproduce tot felul de, de vorbe de... Uh, cred că importanța trebuie văzută în altă parte și anume uh, uh, savoarea extraordinară a acestei bârfe. Uh, spune Stendhal Il n'y a rien de plus delicieux que le comeraj bien fait. Nu e nimic mai delicios decât uh, bârfa bine făcută. Atenție! Bine făcută, pentru că nimic nu e mai odios decât bârfa prost făcută. Ori Suetoniu se achită foarte bun. E excelent, dar sunt lucruri care totuși ar necesita mai multe probe. Când vorbește, de pildă, despre excesele sexuale ale lui Tiberiu. Recunosc că am citit când eram adolescent cu mare interes. Aceste pasaje, numai că sunt cu totul uh, fanteziste, da? mm. au ceva de roman de marchizul de sad. Mm. Uh, bun, o fi avut ciudățeniile lui bătrânul Tiberiu, dar uh, ar trebui puțin mai multă... Mm probă. Ceva mai sobru mi se pare în cazul lui Octavian și poate că merită să zăbovim un pic asupra biografiei acestea ca fiind exemplare. În primul rând, Sueton nu-și ordonează biografiile neapărat în ordine cronologică, ci în funcție de temă. Uh -huh. Asta nu înseamnă că nu arată o anumită dezvoltare a personajului, pentru că Octavian la început sigur este crud altfel probabil nici n-ar fi putut să răzbate, n-ar fi putut să ajungă până la urmă numărul unu în Roma. Dar există o șoară tranziție și o îndulcire. De fapt, înțelegerea lui Octavian, care devine Augustus, că e o diferență între cum obții un imperiu și cum îl păstrezi. Augustus devine un om foarte moderat, pune mare accent pe reforma morală și chiar, uite, eu cred că în biografia pe care o scrie Suetoniu, punctul de turnură e următor atunci când câștigă la actium. Deci îi bate pe Marc Antoniu și pe Cleopatra. Ajunge în Egipt. Sigur, îi omoară, mă, îl omoară pe Cezarion, pe fiul cel mai mare al lui Marc Antoniu. Sigur, scapă de rivale, adică nu e un naiv. Dar totuși permite construirea până la capăt a monumentului funerar pentru Cleopatra. Ceea ce înseamnă o anumită mărinimie, o anumită generozitate. Eu nu cred că e întâmplător ce spune Sfântul acolo, pentru că spune, aici Octavian devine Augustus. Și, sigur, după aceea sunt multe povești, multe anecdote despre clemența, îngăduința lui Augustus. Bun, până la urmă, despre cum construiești un imperiu, pentru că nu era clar ce înseamnă împărat. Augustus este cel care a creat cu adevărat uh, această autoritate. Deci trebuia să o facă treptat, fără să scandalizeze. Nu putea să facă absolut orice cum vor uh, vrea mai târziu, nu știu, Caligula sau Nero, ca să luăm exemplele. Ăștia sunt hmm. cei mai uh, da. nasoi. Uh, Caligula, Nero. Hmm. Domitian, aș spune da, că e. de uh, parade, <laughs> dar cei mai răi. Și uh, aș vrea totuși să spun despre Tiberiu că aici chiar nu, uh, nu sunt în acord cu viziunea pe care o propune, nu numai în detalii. Uh, cred că Tiberiu a fost un împărat excelent, uh, un om extrem de competent și militar și administrativ, unul dintre împărații cei mai competenți din istoria Romei. Ori viziunea pe care ne-o propune Suetoniu este groaznică. Absolut groaznică. Și aici sincer să fiu cred că e nevoie de o revizuire Deci tu zici imagine. că e cel mai nedrept aici față de Acolo Tiberius. mi se pare foarte nedrept. După aceea sigur că mai sunt de pildă. Caligula evident că era mă rog. Avea o problemă psihică, da. cel puțin. Da, aici, lasă Dar omul avea totuși o coerență. Pentru că dacă citim biografia lui Caligula de Suetoniu, avem impresia că era nebun și atât. Ori nu era nebun și atât. Dar era nebun, de acord. Da. Se poate susține. Dar dacă te uiți la faptele lui, ele totuși au o coerență. Și e vorba de o politică antisenatorială consecventă. Da? Cu dorința de a umili senatorii, de a umili senatul. E o politică anti-aristocratică. Da, e celebru episodul cu calul, când Caligula și-ar fi făcut calul senator. Acum, putem să vedem episodul ăsta în cheia clasică și anume Caligula era țăcănit complet și nu mai înțelegea diferența dintre om și cal? Sau spunea că până și calul meu este mai util decât voi? B în Parlamentul actual am putea trimite cai, și probabil ar fi mai potrivit. De altfel, avea o poezie Pastorel Teodoreanu când era Zăroni ministru al agriculturii. Și spunea Pastorel Teodoreanu așa: Caligula, imperator, a făcut din cal senator, Doctor Groza, mai sinistru, a făcut din bou ministru. Și vede că, de fapt, Caligula. A fost depășit de partidele de din România, din varii epoci La Caligula e interesant și cum este anunțată nebunia lui, pentru că, și aici cred că suntem amândoi de acord, nu-i plăceau autorii clasici. Virgiliu, de exemplu, nu-i plăcea. Asta e clar semn de nebunie. Eu nu, nu mai avem ce discuta. Sau construiește un pod în golful Napoli. Ori asta ar trebui să ne ducă cu gândul la Xerxes. La, da, la, hubris, la la hubris, da, la cel care a vrut să stăpânească natura, a construit un pod peste Bosfor. La muzeul Massimo din Roma sunt resturi ale unei corăbii uh, enorme de lux uh, construite pentru uh, Caligula. Bun, de asemenea, în cazul lui Nero, uh, bun, sigur că e vorba de o patologie a puterii. E limpede uh, că e vorba de o patologie gravă a puterii. Uh, pe de altă parte, Nero avea și el părțile lui. Avem evident cartea lui Eugen Cizek, care este o, un fel de reabilitare a lui Nero. Mie mi se pare că merge mult prea departe în direcția asta, pentru că omul chiar era cuprins de o gravă patologie a puterii. Așa și Seneca era și pardon, Stalin era un om inteligent și Hitler avea talent la pictură. Da, da. Bun, deci ce spun acum, nu justifică niciun fel derivele lui uh, Nero. Dar Nero, chiar era un artist. Adică când a spus uh, că moare odată cu mine un mare artist e adevărat. Uh, <laughs> pentru că e de ajuns să vezi domnul Saurea uh, la Roma ca să-ți dai seama că cum chiar era un artist. Hmm. Uh, și un om cu o viziune cu viziune. <grijin> e plin de lideri de ăștia cu viziune. El avea o viziune privind viitorul Imperiului și o anumită simbioză între cultura latină și cea greacă. El era mm. un mare elenofil. Se partea bună mm. a lui Nero. Și cred că mai e ceva bun. S-ar putea să ne surprindă, dar în prima parte a biografiei lui Nero aflăm că Uh, nu a dus războaie de cucerire. Sigur, inițial am putea să zicem, păi ce fel de lider roman e ăsta? Fel, n-, n ar fi trebuit să câștige glorie pe câmpul de luptă? Dar sunt două lucruri aici de spus. În primul rând, la început Nero încă nu luase pe ulei. Prima parte a domniei nu seamănă cu ce vom avea în ultimii ani, când da, chiar păi ani sunt chiar excelent. Sunt foarte buni. Poate sub influența lui Seneca. Poate. Și mai e ceva. În biografia lui Octavian Augustus aflăm că a condus doar două expediții externe, Bun, Octavian el însuși, sigur a mai trimis generale, a mai trimis reprezentanți, dar n-a fost liderul războinic prin excelență. Nu uh, prin da, asta dar, s -a... Da, numai că uh, în perioada lui Octavian uh, au loc expediții. Nu comandate da. de el personal, da. dar este o, o, are o politică destul de belicoasă. Octavian, totuși, nu s-a mândrit, cred, cel mai mult cu, prin cuceririle sale. Uh, cred că au fost alte lucruri pe care le-a. În inscripții sunt menționate. Imprețuit ca fiind foarte importante. Da. Bun, realitatea e puțin alta, mm -hmm. dar la nivelul ideologiei uh, imperiale, mm -hmm. uh, faptul că armatele au fost victorioase mm -hmm. e foarte important. Da. Sigur trecând peste episoade cum ar fi. Nici nu le menționăm. <laughs> da. Da, Varus, catastrofa din <laughs> da. Germania. Da. Așa că și ambițiile belicoase, de fapt, nu sunt bune în sine sau pentru cineva cum e Suetoniu, nu e un dat faptul că ele sunt uh, foarte bune. De altfel, dacă este să ne gândim la împărații sub care a servit Suetoniu. Da, sigur, Traian este un general foarte bun în a cuceri Dacia, după aia a avut experiență Hadrian. Dar Hadrian era un bun militar, era un militar cu foarte multă experiență. Dar a înțeles, a continuat expediția împotriva parților, no. a, a anulat o practic, da Că no. atunci când a murit Traian, pregătea expediția împotriva parților și Hadrian uh, oprește toată operațiunea, dar Hadrian este un om cu un antrenament militar foarte uh, bun, dacă învățase de la... de la The Best da. Da. doar că a avut înțelepciunea și își dea seama că poate nu asta e misiunea unui împărat și că vin momente când trebuie să conservi ceea ce ai, să păstrezi nu să mergi din, spre noi și noi cu cereri de altfel bun, sub domnia lui Traian a fost întinderea maximă Da, Uite interiunea. că noi acum vorbim de diferiți împărați să nu pierdem din vedere pe autorul nostru da? da? Uh, și uh, cred că uh, nu numai că merită citit, dar e o imensă plăcere să citești uh, Suetoniu, adică cred că e cazul să uh, facem muncă de lămurire, lumea să citească Suetoniu, dar nu crezând că află acolo adevărul istoric exact, că dacă spune Suetoniu că Tiberiu sau Cezar sau uh, Vespasian a făcut ceva, e chiar așa. Nu, nu e chiar așa, că sunt uh, zvonuri, da? sunt, uh, oric, e puțin radioșanți pe alături, <gri> da? sau cancan, -can, sau clic. Uh, însă, uh, e, e vorba de uh, o bârfă superioară. da. Cum spune uh, Standard, rien de plus delicios que le cameraj bien fait și este magistral, da? este o încântare. Uh, e poate depus în uh, aceeași ligă cu Argetoianu, cu Saint Simon în, în Franța. Uh, sau uh, ei mai degrabă în aceeași ligă cu Suetone, uh, Saint Simon e că... probabil. Mai important. Dar aș spune că și Argetoianu. Argetoianu este unul dintre cei mai mari scritori din secolul 20 în România și este un extraordinar memorialist. Suetoniu, e în aceeași familie de spirite, de răutăcioși, cu mult umor, foarte mult umor și imens talent literar, și dincolo de asta, este un diagnostician. Al uh, patologiei puterii. Indiferent că unele povești sunt reale sau nu, e vorba de observarea patologiei puterii, da? care se instalează progresiv uh, până la atinge cote absolut uh, delirante. Și până la infecta întreg imperiu român. Un întreg ecosistem. Hmm. Nu știu dacă tot imperiul, dar ecosistemul din jurul hmm. împăraților. Uh, pentru că patologia puterii nu e niciodată strict individuală. E patologia unui. Ecosistem. Asta vedem și în zilele noastre, și din acest punct de vedere, Tacit și Suetoniu sunt extrem de actuali. E, asta voiam să spun că vom ajunge la marele teoretician al decadenței, și anume Tacit. Data viitoare! Uitați-vă pe site-ul paleologu.com. Avem o sumedenie de cursuri pasionante și, mai cu seamă, o pleiadă de lectori. Excellent.